해도 돼. 붐붐 붐붐 Ce faci, Virgil? Păi fac plen o gigică. Faci plen, este? Foarte bine te-ai gândit. Adică ai gândit în perspectivă. Eu mă dau o singură întrebare, vreau să spun. Dacă îmi permit să spun întrebarea asta, da? Ce gigică? De ce pui motorină? Bine-ai pe benzină, tobi... Tocule! De că... You better watch out! You better watch yourself! E mă mai repede, mă! E cald, e cald, imagine! Tem, tem! E tem, e tu tem! Brrrr! E mă, Virgil, odată, ei! Virgile! Nu fi calic, lasă-și-mi o gură! Cicică! Stai! Că mi-i putem! Cicică! Am dat de benzină! Disco! Îmi place muzică modernă! Ocazie zilei naționale de 1 decembrie să facem o filmare de scenare istorică despre unire, despre istorie României și poporului român. E de bonito, bonito! Facem film, câștigăm Lăcan, le certe regard de vuvule, est-ce que vous, comme vous, parlez-vous. Chiquita, bonito! Gata, sunteți pregătit? Sunt cel mai actor pregătit în lume, eu! Prima secvență este cu discursul în fața mulțimii. Adică când vorbește Mihai Viteazu, exact, cu mulțimea lui, cu mulțimea, așa. Sunt foarte pregătit! Retușul, doamna Gigi! Retuș, machiaj, vă rog frumos și hăinuțele, hai! Ce faci cu eu? Ei, mă, lasă-mă în pace, mă, că nu mă machiez, eu în viața mea nu mă machiez! Ce-s bulăgiu? Nu mai bulăgii să machieze! Liniștiți-vă! Tu te machiezi? Liniștiți-vă, dacă e nevoie, știți? Ești bulăgiu! Să tăiți, am înțeles! Da! Figurația, pregătiți figurația, haideți, vă rog! Haideți! Românii, românii întâi, românii! Prins de bulă, că nu mai urlă capul meu! Haideți! Da! Românii, hai, Tudorele, nu se aranjează într-un fel, pune-i recule, aranjează-i acolo! Te nebunesc, aduceți calul! Te... Calul lui Mihai Viteazu, da? Calul lui Mihai Viteazu, sigur că da. Haideți, poftiți, vă rog să urcați. Te mai ales, Ciu. Haideți. Bravo, Gigică! Domnul Becali, domnul Becali, mă iertați, e invers, dacă... Da. Păi de mine că m-ai încurcat! M-ai încurcat! Da. Ajută-l, ajută-l, Tudorele, nu sta, du-te și ajută-l acolo, pe domnule! Invers! Nu mai urla că-i spericanul, domnule! Invers, invers! Așa, bravo, 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 minunat, minunat! Cât de majestuos vă simt! Motor! Acțiune! Moșterii mei! Mă iertați, domnul Becali! Păi, mă, ce? Domnul Virgil, ieșiți, vă rog frumos din cadru! Trebuie să rămâne numai domnul Vitor! Mă, Virgil, ieși, mă, cu ceaiul ăla, că nu era ceai pe vreme! Du-te și ai grijă, te, Virgil, dă-te! Hei! Motor! Acțiune! Moșterii mei! În ceasul acestei mari bătării! Da, știți, pe timpul ăla nu erau din astea. Mă, lasă-mă, nu era de astea la vârfe! Cu 20.000 de oameni, cum vorbea cu mine? Aveam amplificare! Cum doriți dumneavoastră, cum doriți dumneavoastră? Apăs pe asta, da? Da. Mușterii mei! Ție calmă, ție calmă! Ceasul acestei bătării, eu vreau să vă spun... Spun că se sperică! Ceasul acestei bătării... Așa! Eu vreau să vă spun... Așa! Că trebuie să luptăm cu ei! Așa! Toate forțele de care te-am provat. Așa. Pe, 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 pe. Yes. Așa. Să te-ai minunat, minunat. O să ne întâlnim cu turcii să ne luptăm cu ei pe viață și pe moarte. Oșteni pe ei! Acord! Hai, hai! Cașadorii, hai, lucrați, hântiți-i la pământ! Hai, lucrați, lucrați! Intrarea în al văd, atrasul-o! Tote! Intru! Triunfal în Alba Iulia, sub piață, localitate. În ce-l mii descă, domnule? Stop!
Ce caută stâlpul în cadru, n-alba, Iulia? Tudorele, tu trebuie să mă nebunești, du-te și scoate! Păi nebunule, de aia n-avea stâlp pe vremea aia! Mă iertați, nu erau. Adică ce, aveau wireless? Să ne facem intrarea în Alba Iulia! Intrarea în Alba Iulia, tras, noi! Triunfal în Alba Iulia, Mihai Viteazu! Hei! Istește, stește, stește! Alo, de? Băi, meme! Meme, nu pot să vorbesc acum! Intru în Alba Iulia! De mă, știu că n-avem meci cu Alba Iulia! Îmi o trebă în Alba Iulia, lasă-mă! Îmi face, Doamne, iartă-mă! Telefonul domne care salvează telefonul domne! Tutorele, du-te, salvează telefonul domne! Chilmați, chilmați! Am ajuns în Alba Iulia! Dragi Alba Iulbeni, vă iubesc și vreau ca începând de azi să declar... Și declar, mă primești tu text pe aici, ce declar? Bă, o secundă! Tudorele, textul, Tudorele, că mă nebunești! Din ce le declar eu? Intrăm... În Alba Iulia... În Alba Iulia... Cu victoria... Cu victoria... Care-i victoria? A, cu victoria... Lăsă-mă mâncuți! Intrăm în Alba Iulia cu victorie! De partea noastră! De partea noastră! Bam, bam, bam! Mare-ți de aici! Hi! Hai, 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 hai! Iată! Ziceți-mă, avem de filmat! Coroana, dă-i coroana! Ține cuși, mă! Dă coroană! În coronarea, tras 1! Hai, 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 dă-te de-acolo! Rahatul ăla de aici, dacă nu ai nebunit cu el! Bam, 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 bam! Eu! Gigi Bec... eu! Mihai Viteazu! Mihai Viteazu! Mă încoronez domn al țării românești! Moldova! Al Moldovei! Ardealului! He? Ardealul! Ardeal și al Ardealului! Pentru că România, începând în acest an sfânt, să fie bam, 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 bam! Unită! Domnule Becali, acum mai avem ultima secvență, cea mai dramatică. Așa? Tăierea capului lui Mihai Viteazu. Niciodată în viața vieților tale, în filmul meu, nu o să-i taie capul Mihai Viteazu. Lăsă-mă în poșă cu tâmpările tale. Domnule Becali, îmi cer scuze, dar ăsta este adevărul istoric. Mă, cacriată, adevăr istoric! Cum? În filmul meu, Mihai Viteazu nu-i taie nimeni capul în viața vieților tale. Îți tai ție capul, îi tai lui Virgil. Hai mă, lasă-mă face, nu-i tai capul lui Mihai Viteazu niciodată în viața ta. Când să fac înscrierile pentru festivalul de la Cannes? Că vreau să merg la Sertan Regard. Regard, da, sigur. Să-i transmit salutări lui Mungiu. Da. Hai, pă, ceu. Tudorele, calul, ai scris domnul la Cannes, scrie băbatul de care la Cannes. Tot de revele, ce scrie el? Trebuie să-l scrii deja de 3 zile. Minunat ați fost, minunat. Nu schimbați canalul.